Astăzi, oameni renumiți sunt populari și sunt citați, fără a fi verificată autenticitatea învățăturilor lor. Puțini sunt cei care cercetează urmările ideilor acestor filozofi. Din această cauză, mulți oameni distribuie, împărtășesc aceste idei ca pe niște gânduri înțelepte ale oamenilor renumiți, fără să le analizeze în vreun fel. Foarte puțini sunt cei care le studiază viețile, dar Iisus ne-a învățat să ne uităm la roadele pomului și pe baza roadelor să concluzionăm dacă pomul este bun sau rău. Uitându-ne la viața omului și la rezultatele ei, putem înțelege cine este omul și dacă merită să-i urmăm exemplul. Un exemplu elocvent este viața filozofului Friedrich Nietzsche. Friedrich s-a născut în Germania în anul 1844. Amândoi bunicii și tatăl au fost pastori în biserica creștină. Băiatul creștea ca un copil foarte talentat. În clasa întâi era eminent aproape la toate materiile. În același timp era foarte credincios. Îi plăcea să citească Biblia ore în șir, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru îi impresiona pe toți cei din jur. Era numit micul slujitor. Crescând, Nietzsche a început să descopere și celelalte talente ale sale. De exemplu, la 10 ani, compunea muzică și scria poezii. În anul 1862, Friedrich s-a înscris la Universitatea din Bonn pentru a studia teologia și filologia și pentru a deveni preot într-o biserică creștină, la fel ca tatăl său. Aici s-a întâlnit cu Satan. Trec ani, sute de ani, mii de ani și, real vorbind, nimic nu se schimbă. Cu ce a început omenirea? Cu ce a început omenirea? Dumnezeu i-a luat pe Adam și Eva? Vă amintiți cum a fost? Doi pomi sunt în grădină, alegerea ne aparține, viața sau moartea? Noi trebuie să alegem. Așa a început omenirea. Erau doi pomi în grădină. Unul era pomul vieții, altul pomul cunoștințelor. Dar în realitate pentru om, pomul cunoștințelor era de fapt pomul morții. Întotdeauna, diavolul propune omului arma sa principală, informația mincinoasă îndreptată împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Încă din primul semestru de studii, Nietzsche a citit câteva cărți care respingeau dumnezeirea lui Hristos și care afirmau că omul l-a inventat pe Dumnezeu și că Biblia nu ar fi autentică din punct de vedere istoric. Ca urmare, și-a pierdut credința și a renunțat la studierea teologiei. Toate cele trei cărți erau fondate pe o serie de concluzii care nu aveau o temelie autentică, dar care au distrus în totalitate credința unui tânăr în Dumnezeu. Diavolul a triumfat în viața lui și în anii următori i-a slujit acestuia. Ce se întâmplă când omul primește hrană informațională de la Satan? El începe să-i slujească, să îi se închine și să se asemene cu diavolul. Tocmai de aceea, prietena filozofului a descris comunicarea sa cu Friedrich înainte ca el să scrie una dintre cele mai importante cărți ale sale, astfel: dacă cineva ne-ar fi auzit, ar fi crezut că ascultă convorbirea dintre doi diavoli. Ulterior, Nietzsche s-a transferat de la Bonn la Universitatea din Leipzig ca să absolve studiile superioare. Ceea ce a urmat a fost o viață dedicată distrugerii și nici de cum zidirii. Friedrich distrugea și critica tot ceea ce putea. La 24 de ani i s-a oferit postul de profesor la Basel. La început s-a bucurat de respect, dar a scris o carte care a schimbat lucrurile. Ca urmare, tot mai puțini studenți au început să vină la orele lui. A pierdut autoritatea de profesor și din cauza înrăutățirii stării de sănătate a renunțat la universitate și nu a mai lucrat nicăieri. Friedrich Nietzsche a trăit apoi 10 ani mutându-se dintr-un loc în altul. În procesul nebuniei care luase amploare, a scris o serie de cărți îndreptate împotriva lui Dumnezeu, a bisericii și a creștinismului. A primit învățătura lui Darwin, care îl respingea pe Dumnezeu ca și creator și, la fel ca Darwin, privea omul ca pe un animal.
Împărtășind în cărțile sale învățătura evoluționistă despre lupta pentru supraviețuire, el nu a luat în calcul că Darwin a mințit intenționat, ignorând colaborarea animalelor pentru supraviețuire. Nietzsche considera ideală societatea din Grecia antică și Roma, acolo unde pruncii cu defecte fizice puteau fi omorâți. Era normal ca oamenii să fie aruncați în arenă pentru a fi sfâșiați de animale sau ca luptele gladiatorilor să fie duse până la moarte înaintea mulțimii. Doar creștinismul putea opri toată această grozăvie, dar Friedrich se lepădase de creștinism. El considera omul un animal. Impresionat de cultura dură a romanilor și grecilor, a început să propovăduiască cultul unei personalități puternice în cărțile lui, afirmând că omul poate să devină supraom, ignorând limitele impuse de Dumnezeu prin Biblie și Biserică. Afirmând că Dumnezeu este mort, el a propus să se treacă peste tot ceea ce însemna compasiune creștină, iertarea și mila față de oameni, considerându-le slăbiciuni. El afirma că trebuie să decidem singuri ce este bine și ce este rău. Respingând cuvântul lui Dumnezeu, învăța că omul trebuie să trăiască fără limite, conform dorințelor și instinctelor sale. Dar la ce duce viața fără limite? Când omul decide singur ce este bine și ce este rău, orice comportament aberant poate fi îndreptățit. Din cauza acestui concept de supraom, care calcă peste mila și compasiunea față de oameni și care stabilește în locul lui Dumnezeu toate regulile, lumea a trecut prin două războaie mondiale. De asemenea, lumea a putut vedea sistemul sovietic de lagăre de concentrare, numite gulaguri, și lagărele de concentrare naziste, unul dintre acestea fiind cel de la Auschwitz, fabrica morții. Acolo au fost omorâți mai mult de 1 milion de oameni. Toate aceste tragedii, înfometări în masă, ucideri, războaie, sunt legate între ele, sunt rezultatul ideilor evoluționiste care promovează fără de legea a ideilor ateiste și sataniste. În spatele tuturor acestor lucruri stă Duhul lui Satan. Bineînțeles, ne putem împotrivi doar prin credința în Dumnezeu. Dacă biserica adoptă poziția evoluționismului, a fără de legii, a propagandei antiumane, dacă biserica trece de această parte, bineînțeles că distrugerea este inevitabilă. Și ce a urmat? Moartea a milioane de oameni. Nedorind să se supună cuiva, să primească vreo critică, să aibă limite, ducând un mod de viață separat de ceilalți, Friedrich Nietzsche nu a putut avea cu nimeni relații stabile și solide. Chiar dacă avea dorința de a întemeia o familie, el nu a reușit, fiind respins după câteva încercări. În relația cu rudele și cu apropiații săi, scriitorul avea mereu dificultăți. S-a certat cu mama și cu sora sa și nu a comunicat cu ele timp îndelungat. Mai mult decât atât, a făcut scandal și a rupt relația cu cel mai bun prieten al său. De aceea, Nietzsche nu a avut un renume bun printre cei din jurul lui. După cum afirma unul din contemporanii săi, Friedrich nu avea nimic în afară de gândurile proprii, dar și acelea aveau o putere mai mare asupra lui decât avea el asupra acestora. De aceea, totul s-a prăbușit. Nietzsche a intitulat în mod blasfemitor una dintre principalele sale cărți, A Cincea Evanghelie. Nietzsche declara despre el însuși că nu ar abandona niciodată ideea de creare a lumii, comparându-se astfel cu Dumnezeu. Însă Biblia spune că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă nu transmitem istoria lui Dumnezeu, care este Biblia, și transmitem o istorie alterată, pervertită. De fapt, a cui istorie transmitem? Istoria lui Satan, pentru că Satan este primul mincinos. El a început să pervertească toate aceste lucruri. De aceea, când nu înțelegem ce spunem, suntem limitați. Nu cunoaștem istoria adevărată a omenirii, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, facem prostii mari și, în realitate, continuăm lucrarea Partidului Comunist, a lui Lenin, Stalin,
Marx, Nietzsche și a tuturor acestor oameni nebuni și blestemați care au făcut atât de mult rău doar în ultima sută de ani. De aceea, testează-ți cunoștințele și gândește-te care sunt rădăcinile lucrurilor pe care le afirmi și în care umbli. De asemenea, Friedrich Nietzsche a respins existența adevărului și a dovezilor, respectiv lucrurile vizibile pe care se bazează lumea de astăzi și jurisprudența țărilor dezvoltate. Filozoful învăța că omul nu trebuie să fie condus de rațiune, ci de sentimente. În final, ignorând valoarea rațiunii, a pierdut-o în cele din urmă. Înainte ca mintea să îi se întunece cu totul, a scris o lucrare ateistă, o lucrare împotriva lui Dumnezeu, plină de blasfemie și acuzații la adresa creștinismului, hotărând apoi că viața nu are niciun sens. La fel ca mulți creatori ai ideilor nebune, Friedrich Nietzsche a avut probleme grave cu sănătatea psihică. Mulți dintre cei care i-au studiat viața consideră că acesta a avut o tulburare de personalitate schizoidă încă din tinerețe. Dumnezeu a dat rațiune omului, dar, respingându-l pe Dumnezeu, omul riscă să piardă acest dar. Ca rezultat, filozoful a fost jertfa propriei filozofii. Deși a fost bolnav adesea încă din tinerețe, în anul 1888 au dispărut toate simptomele bolilor și atunci a declarat: "M-am luat eu însumi în mâini și eu însumi m-am vindecat." La scurt timp, filozoful a avut o cădere psihică care a condus la întunecarea minții și la internarea într-un spital psihiatric. Ultimii 11 ani i-a petrecut într-un delir nebun, fiind grav bolnav. Treptat, a murit practic în chinuri. A avut 3 accidente vasculare și a apărut o tumoare la creier, apoi a fost lovit de paralizie. Cel care învăța despre supraom și mergea împotriva lui Dumnezeu, a coborât atât de jos încât în întunecarea minții sale își mânca propriile excremente. În plus, în ultimii ani nici nu a putut să meargă. Friedrich Nietzsche a murit fără să aibă urmași, a trăit doar 55 de ani, iar a cincea parte din viață a suferit de nebunie. Trebuie să înțelegem la ce conduce o abordare ateistă, la o înfrângere totală. Finalul vieții lui Nietzsche, apropo, văd la foarte mulți copii creștini pe paginile lor cum se tot vehiculează. Nietzsche, Nietzsche, wow, el a spus cu tare lucru. Dar el a murit lătrând într-o cușcă ca un câine. Nu mi-aș dori un astfel de sfârșit atât de tragic. Când îți zidești viața pe afirmațiile unor oameni nebuni și blestemați, devii ca cei de la care înveți. De aceea studiază cu atenție istoria, istoria oamenilor. Vezi cum au sfârșit ei viața, la ce au ajuns, care este finalul lor și înțelege că același lucru te așteaptă aici pe pământ, dar și dincolo, veșnic. Iată și răspunsul la întrebarea: care este rodul și rezultatul vieții unui ateu înrăit care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu? Deși filozoful nebun a părăsit pământul fără să vadă întruparea ideilor sale și viața lui s-a încheiat prin distrugere, unii oameni au preluat și au pus în practică ideile lui după moartea acestuia. Sora lui s-a unit cu Partidul Social Național al lui Hitler și a avut grijă ca ideile lui Nietzsche să fie băgate în seamă de naziști. Pentru mulți dintre naziști, poveștile lui despre supraom, care trec dincolo de morală, au devenit sursă de inspirație și instrucțiuni pentru acțiune. Ca rezultat, în al doilea război mondial, au murit 70 de milioane de oameni, fiind cel mai mare număr de victime al unui război din toată istoria omenirii. Nietzsche, la fel ca și Karl Marx, un alt satanist, a pus temelia pentru transformările periculoase și distrugătoare care au lovit omenirea în secolele 20 și 21. Ucenicii lui Friedrich Nietzsche nu au fost doar Hitler și naziștii, dar și comuniștii care au implementat ideea de supraom în dictaturile tiranice.
Ideile lui Friedrich Nietzsche despre o viață condusă de emoții au fost și ele puse în practică. Unul din fanii săi, care a iubit permisivitatea în orice domeniu, impresionat de ideea de supraom ce trăiește după instincte, a organizat o comunitate în care se practicau orgii cu persoane de același sex și ocultismul, practici în timpul cărora consumau sânge de animale. Această comunitate a fost închisă după moartea unuia din participanți. De aceea, totul este foarte simplu. În ultima sută de ani a apărut și s-a dezvoltat ateismul. Dar înainte, oamenii credeau în Dumnezeu. De aceea, dacă tu îl ignori pe Dumnezeu, nu crezi în Dumnezeu, ești un ateu. Dar acesta abia a apărut în forma în care este acum. Tu trebuie să te hotărăști a cui învățătură urmezi, a fasciștilor, a naziștilor, a comuniștilor, a sataniștilor. Totul este foarte simplu. Ateismul are rădăcini, dar ce vedem este doar învățătura. Astăzi trăim într-o lume în care roadele și rezultatele vieții unui om nu sunt luate în seamă. Respingând adevărul ca temelie, lumea se află în haos. Deși mulți au arătat ce distrugere a adus punerea în practică a ideilor filozofului, cărțile acestuia, pline de ură și de răutate, continuă să fie studiate. Oamenii sunt impresionați de învățătura acestui om, care era plin de ură față de oameni și față de Dumnezeu. Dacă vrei să ai o temelie solidă în viața ta și în veșnicie, scrie-ne! Te vom ajuta să devii ucenicul lui Hristos, să cunoști adevărul, hrănindu-te cu pâinea zilnică duhovnicească și să trăiești veșnic.